Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colega mea, Bianca Comănici. De la această oră discutăm despre zorii, bineînțeles. Este emisiunea noastră de vineri în care dumneavoastră sunteți mereu alături de noi și în care noi ne simțim foarte, foarte bine. Bună, Bibi! Bună, Cornelia! Bună seara și vouă! Ne bucurăm super mult că ne sunteți alături de fiecare dată și sperăm să vă placă ediția de astăzi, fiindcă este un subiect care nouă ne place, și anume relațiile, compatibilități sau, cum spuneai tu de multe ori, incompatibilități, pentru că nu se știe niciodată. Așa e. Noi am început să vorbim despre dragoste și o să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba într-o altă emisiune, totul despre puterea dragostei. Împreună cu Bibi am discutat tot ce se întâmplă în acest show fenomen în România și mai ales în sezonul 4. O să vă obișnim din ce în ce mai mult cu noi două vorbind despre lucrurile acestea. Așa că am zis să continuăm cumva și la emisiunea noastră dedicată zodiilor tot acest subiect, dar printr-un alt unghi. Da, și mai ales că avem un specialist care ne poate ajuta, și anume colega noastră, Ana Maria Ticea. Bună, Ana! Bună! Bună, Ana. Bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru mesajele care mi le-au adresat și cei de acasă, având în vedere că a fost o sărbătoare pe Sfânta... sărbătoarea Sfintei Marie, așa, o vreau să-i urez și eu la mulți ani lui Bibi pe această mulțumesc cale. Mulțumesc și la eu mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc și pentru cadou, mă revanșez și eu, pentru că noi am organizat ceva așa din scurt și nu... Dar Ana a fost drăguță și na. Și le mulțumim și celor de acasă și, ca de obicei, le mulțumim că sunt alături de noi mereu. Ce frumos, măriile mele, așa cum am pus și într-o postare anterioară, sunt aici alături de mine și eu le urez la mulți ani. Mulțumim. Tu ești și Ana, de două ori a fost ziua ta. Noi am petrecut frumos, așa, ca în familie de Sfântă Mărie și mi s-a părut o seară atât de frumoasă și atât de relaxantă și să nu mai spun că la finalul ei am avut și marea surpriză ca Bibi să mă ducă acasă pentru prima dată cu mașina. Bibi este super șoferiță, să știți. Chiar dacă e la început de drum, chiar dacă ea conduce de foarte puțin timp, eu m-am simțit super în mașină și nu mi-a fost teamă absolut deloc. Da, nu ai spus, Cornelia, că noi am ieșit aseară, alaltă seară. De fapt, de Sfânta Maria am ieșit la restaurant și m-am simțit foarte bine cu voi. Mă bucur că ai avut încredere în mine și tu și Cătă. Aș fi dus-o și pe Ana, dar ea a trebuit să plece mai devreme. Tu mergeai, Ana, dacă era? Mergeam, bineînțeles, da. Te curajoase colegele tale, toate da. Suntem, nu? Pe mine mă bucură chestia asta, pentru că înseamnă că aveți încredere în mine. Eu am încredere în tine. Ți-am spus de la început. Eu voi fi prima care voi urca cu tine în mașină. Nu? Ți-am zis așa? Da, da. Aia am fost un pic emoționată, dai seama că... A fost și Cristi cu noi. E o responsabilitate mai mare, da. Cristi din dreapta care tot... Ai văzut că e un pic... Da, da, așa da, e da, el. Da. E mai... E și protector, da. Dar pune pe de-o parte presiune. Și pune și un pic de presiune. Ai văzut, da, 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 da. Dar e spre binele meu, pentru că așa cum ești aici la muncă, dacă greșești ceva, eu prefer să-mi spuneți ca să mă corectez și ca să ne înțelegem, că până la urmă trebuie să comunicăm, nu? Dacă ne supără ceva. Așa este. O comunicare contează foarte mult. Și eu am învățat lucrurile acestea. De multe ori le țineam în mine și poate izbucneam atunci când nu era cazul, pentru că totul se adună și ești ca un vulcan, da, în momentul în care erupi. Am învățat și chiar, să știi că alături de tine am învățat dintr-un experiment anterior, că trebuie să spui omului exact ce simți și... să îi explici din punctul tău de vedere ce ai dorit. Și mi se pare normal. Dacă nu comunici, niciodată nu o să ajungi la un rezultat pozitiv. Îi spui punctul tău de vedere. Dacă nu e de aceeași părere cu tine, înseamnă că, sau nu neapărat că nu e de aceeași, dacă nu-ți înțelege punctul de vedere, pentru că avem viziuni diferite. Dacă eu văd un lucru, poate tu nu-l vezi la fel. Poate nu-i corect nici cum văd eu, nici cum vezi tu. Așa e, dar da, trebuie să ne acceptăm părerile, opiniile. Dar dacă nu spui, eu nu știu ce sunt. Cantr-o relație, nu? Da, cantr-o eu nu relație. Bă, cu bune, cu rele, toată lumea, cine corect, mie îmi spune în viață și mai ales, uite, Ana ne poate explica și din punct de vedere al zodiilor, nu există
Nici o relație între persoane de sex opus, nici între prietene sau prieteni în general, fără o scânteie acolo, nu fie, că nu suntem roboței, suntem exact. Oameni și oamenii greșesc și toți greșim. Nici într-o ceartă câteodată, eu mereu spun, nu vreau să mă bag pentru că fiecare are punctul exact, lui de vedere. Da. Și e la mijloc. De multe ori tu da. Mai zici că adevărul e la mijloc. N-ai de unde să știi 100% sigur care are dreptate. Dar da. Amândoi au dreptate, știi? Da, fiecare și amândoi sunt vinovați pentru ei. De aceea, de multe ori, și când comentez aici despărțiri, încerc să comentez doar informația în sine și nu să-mi spun eu punctul de vedere, doamne, de ce a făcut omul primul pas. De teamă, da, pentru că se poate interpreta unele persoane, chiar și să le spunem celor din sezonul 4, care vor urmări ceea exact. Ce avem noi de spus acum. Nici într-un caz, noi nu-i cunoaștem pe niciunul dintre ei. Ana, cred că mai puțin, cred că nici nu știe, nu cred ce că i-am pregătit. Da. Noi am vorbit despre ei, dar nu-i cunoaștem, suntem imparțiale. O să ne dăm așa cu părerea și sperăm că o să le dăm idei. Noi asta vrem. Da. Fiindcă Ana, fiind specialistă, ea știe clar ce se potrivește cu ce. Și vreau să spun, Ana, că avem foarte mulți tauri în casă. Wow. Femei taur în principal și mă bucur foarte tare, fiindcă vreau să discutăm mult despre zodia mea și despre femeia taur în general. Păi dacă vorbim despre dragoste, trebuie să amintim că în această perioadă, pe 10, chiar astăzi, planeta Venus, planeta frumuseții și a iubirii și a banilor, va intra în semnul Scorpionului, semnul care este opus semnului Taurului. Și atunci, ca să vă descriu așa în această toamnă, cum va decurge această poveste, să zic așa, de dragoste. Fiecare din noi va căuta acel prinț sau prințesă bogată, va căuta să o seducă, în același timp va căuta să poată să și profite, fiindcă atunci când cauți bogăție, cauți și un minim de profit, după care se va gelozi sau se vor gelozi în cuplu, prin mici chestii așa care să nu le convină, după care probabil că foarte mulți vor căuta să termine o relație sau să nu le mai convină o relație din cauza acestor suspiciuni care le generează planeta iubirii în Scorpion, și apoi se vor plânge că nu se simt iubiți, fiindcă cam genul acesta de senzații le va genera Venus în Scorpion cam până pe 8 octombrie, cât ea va sta aici. Și atunci, având în vedere că avem o toamnă relațională cu planete în semnul Scorpionului și al Balanței, chiar și un Mercur, planeta comunicării, care va retrograda în semnul Balanței, n-aș dori să ia decizii cei de acasă. Adică nu sunt bune deciziile în această toamnă relațională. Nici divorțurile, nici despărțirile bruște, fiindcă temele principale vor fi în această toamnă gelozia, manipularea, șantajul emoțional, banii, resursele de care dispunem în comun. Și atunci este foarte interesant de apreciat că abia anul viitor, având în vedere că Venus va și retrograda în Capricorn între 19 decembrie și 29 ianuarie 2022, probabil că cele mai bune decizii pe care le vom lua în dragoste vor fi anul viitor după luna ianuarie. Deci recomand să nu se ia decizii bruște și cumva să fim foarte atenți la semnalele pe care ni le oferă partenerii noștri, dar să căutăm ca într-un puzzle, doar să strângem și să rezolvăm acest puzzle, așteptând ca anul viitor să avem rezultatul final. Ce interesant. Ai auzit, Bibi, nu trebuie să iei în toamna aceasta, în cazul în care întâlnești prințul, să nu iei nicio decizie, decât din ianuarie. Da, categoric, am avut tendința zilele trecute să fac lucrul ăsta, să iau decizie bruscă, dar am avut noroc că m-am liniștit repede. Dar acum, dacă mi-a spus, așa o să fac. Adică o să încerc să fiu mai... Da, să fiu mai matură, să nu mai fiu atât de impulsivă și să gândesc lucrurile la rece. Vorba ta, semnalele partenerului, acolo trebuie să... Și până în ianuarie mă hotărăsc eu dacă... Oricum, știi care e partea dificilă, să spun așa, din ce am ascultat eu pe Ana? Este aceea că treci prin toate stările în această într-adevăr. Toamnă. Adică și place. Iubire, și gelozie, și trădare, și semne, și
tot. Mie îmi place. Îți place, da, e cu adrenalină. Multă da. Lume nu se va plictisi în toamna păi aceasta. Fiindcă Venus în retrograd din 19 decembrie până în 29 ianuarie va aduce parteneri din trecut. Și atunci să vedeți cum avem două opțiuni. Două opțiuni de job, două opțiuni de case, două opțiuni de parteneri, două opțiuni în toate domeniile de activitate. Se bine că... Divers. Doar două? Hai că glumesc acum. Divers. Adică așa divers. Poate și concurenții aflați în casă, probabil că vor avea mai multe opțiuni. O să vă spun da, ce, că, da. Ce cuplu cred eu că deja s-a format din casă. Mi-am dat seama după niște lucruri și o să le și spun. Concurența știe sau cei de acasă. Eu nu am, adică am urmărit primul episod după n-am mai urmărit, dar îi văd pe Instagram ce mai pun. Eu am mai urmărit, să știi că da? Spun dacă da sau nu. Uite, eu cred că Alina da. Și Alexandru formează un cuplu. De ce crezi? Sunt pe punctul de a forma un cuplu. Păi Alexandru postează foarte des poze alături de ea și mă gândesc că poate există ceva. Dar ce zodii sunt? Sunt Alina este pești. Da. Pe 23 a doua. Și Alexandru este scorpion. Se potrivește femeia pești cu bărbatul scorpion? Da, chiar se potrivesc foarte, foarte bine. Sunt zodii de apă, ambele. Scorpionul și cu pești fiind zodii de apă, ele ca și energii sunt foarte asemănătoare, au energiile asemănătoare și foarte empatici ca și semne zodiacale. Iar pentru scorpioni este de menționat că în această toamnă, având în vedere că această planeta iubirii despre care am și vorbit, Venus în Scorpion, de pe 10 septembrie până pe 8 octombrie, se va afla aici, în această zodie, destul de misterioasă și destul de intensă, cu trăiri foarte intense, consider că foarte mulți își vor găsi în această perioadă iubirea sau vor dori să poată să trăiască cu adevărat o pasiune. Deci, din punctul meu de vedere, este o mare șansă pentru ei să încerce sau să se potrivească. Păi Alexandru a zis că vrea să se căsătorească. Că mama lui, bine, a spus că mai mult mama lui, dar ascultă, deci băiatul scorpion este influențat de familie? Este foarte influențat. Când vorbim de scorpion, vorbim de un întreg neam în spate. Deci întotdeauna semnul scorpionului are la bază ideea de atenție, ideea de atenție din partea mamei, din partea familiei. Este foarte mămos și este foarte atașat de întreg neamul, de întreaga familie. Deci ține cont întotdeauna și de părerea celor de acasă. Deci ar putea avea un cuvânt de spus mama lui. Da. Ea însă nu prea are încredere în bărbați. Spuneam în emisiunea anterioară că și-a încheiat o relație pentru că dispăruse interesul între ea și fostul iubit, dar totul se ajunsese acolo din cauza unei trădări. Deci, din partea lui. Da. A înșelat-o. A înșelat-o. Ce facem? Adică poate să treacă femeia pești atât de repede peste o trădare? Trebuie timp? Pentru pești, acest moment este un moment de eliberare și de vindecare a unui tipar toxic. Având în vedere că această conjunctură de planete Jupiter-Saturn în mers retrograd, în semnul vărsătorului, până pe 11 octombrie, 18 octombrie, când ele vor reveni în mers direct, pentru acest nativ este o perioadă foarte bună pentru a se elibera și pentru a se vindeca dacă a suferit o trădare sau o pierdere. Iar un moment foarte bun de început va fi anul viitor, având în vedere că Jupiter va reintra în semnul peștilor anul viitor, din decembrie, și va sta undeva până în aprilie 2022. Iar pentru pești, ce nu se va vindeca anul acesta, anul viitor va suferi o intensificare. Deci eu recomand totuși tuturor celor născuți sub acest semn zodiacal încercarea unei soluționări sau unei vindecări din toate punctele de vedere, și sufletesc, și spiritual, dar și din punct de vedere fizic. L-ar ajuta pe astfel de persoane, pe femei, de exemplu, să treacă dintr-o relație în alta pentru a se vindeca? Sau este mai bine să aștepte perechea potrivită? Așa cum știm, în relație suferim și în relație ne vindecăm, sau prin relații suferim sau prin relații ne vindecăm.
Din punctul meu de vedere, partenerul întotdeauna este o oglindă a noastră și va scoate în evidență anumite trăiri sau traume care se află în interiorul nostru. El doar le va exprima, ni le va arăta ca într-o oglindă, iar noi va trebui să le vindecăm. Deci, probabil, dacă conjunctura îi arată un semnal că și acest nou partener sau vechiul partener, adică i-a scos în evidență o anumită traumă, ea trebuie să o vindece mai întâi să poată să înceapă o nouă relație, fiindcă va avea tendința să poată să compare sau să poată să se adâncească în alte traume sau trăiri care nu cred că o vor ajuta. Este femeia pești genul care face primul pas? Categoric, femeia pești este genul de femeie care atrage și este foarte misterioasă și foarte în ideea de energiile ei așa atrag foarte mult, foarte intuitivă și atunci ea simte când cineva o place și atunci ea se lasă așa cam dusă de val. Înțeles. Dar putea să fie... Da, ar putea să fie un posibil cuplu, eu așa cred. Și cum i-am... Da. I-am văzut și în Camera Roșie împreună. Acolo nu ajungi dacă nu simți măcar o atracție față de cineva, nu-i așa, Bibi? Da, i-am văzut și am văzut un gest de-al ei. Era pe televizor amândoi, el era un pic se făstăcea așa și i-a spus că ce frumos ești sau ce simpatic ești, nu mai știu cum i-a spus. Și de-aia mi s-a părut un pic curajoasă, așa că de obicei știu că femeia pește mai misterioasă și nu prea se arată gen. Și am rămas așa surprinsă, zic, poate ar putea să se înfiripe ceva între ei. Dar vom vedea. Eu sunt curioasă și de celelalte fete din casă. Ce compatibilități ne sugerează Ana? Sau le sugerează, pentru că noi suntem aici, noi urmărim și vorbim despre persoanele din casă doar prin prisma astrelor astăzi. Nu avem altceva mai palpabil decât ce am urmărit în primele episoade și vreau să-i felicit pentru nou sezon, care este deja foarte urmărit de cei de acasă. Vreau să te întreb, Ana, sunt foarte multe femei, fete și femei taur în casă. Cum este femeia taur, din punctul tău de vedere? Am observat și eu lucrul acesta. Într-adevăr, chiar sunt foarte multe născute fete în semnul taurului. Ileana, hai să le luăm pe toate. Da. Să spunem, Adelina este în zodia taur. Denisa. Ileana, cea care este și lidera casei în acest moment. Gianina. Și Gianina. Și Gianina. Hey. Într-adevăr, dacă vorbim de femei vulnerabile în fața bărbaților ca și semne zodiacale, vorbim foarte mult de semnul racului, vorbim de semnul taurului și de semnul balanței. Ele sunt femei care foarte ușor pot să atragă bărbații. Au niște energii senzuale, au niște energii feminine, care le plac bărbaților. Deci ele sunt femei care întotdeauna când vor intra undeva sau vor avea o anumită conexiune cu sexul masculin... Da, uită-te la noi două, da, Ana. Da, asta mă și uit. Rac cu taur, da. Da. Vor atrage, adică vor capta atenția. Dacă vorbim de femeia taur, care este venusiană, fiind guvernată de planeta Venus, planeta frumuseții și planeta armoniei, a senzualității, a voluptății, cam toți bărbații așa o vor pe această femeie nativă taur, deși o vor, dar nu o pot avea. Fiindcă de foarte multe ori această femeie este foarte exigentă. Deci are niște pretenții, are niște normal criterii de selecție foarte riguroase și atunci de foarte multe ori nu prea poți așa cu una, cu două să o cucerești. Îți trebuie... Arsenal greu. Bineînțeles. De în cap până în picioare. Iar în această toamnă, femeia taur, într-adevăr, va fi o ispită pentru sexul opus, având în vedere că conjunctura astrală o favorizează și mai ales că această planetă, cum am spus și mai devreme, Venus, planeta frumuseții, care o guvernează, va retrograda în semnul Capricornului între 19 decembrie și 29 ianuarie, pentru taur va fi un moment important în viața lor, un moment de selecție, de decizie, un moment în care să poată să stârnească și să poată să aprindă
de ce nu, poate și alți pretendenți care o vor dori. Și atunci pentru ea tot acest sfârșit de an va fi un bilanț și o adaptare la ceea ce vine și de ce nu, pentru unele care nu se mai regăsesc sau nu-și mai doresc o relație, se pot și gândi la un partener nou, deși eu nu sugerez acest început relațional, având în vedere că planeta Venus este în retrogradare. Ai zis și doi. Poate să-și aleagă doi. Și doi. Hai, pe cine ar putea să aleagă fetele acestea dintre zodiile? Claudiu este Capricorn, Alexandru Scorpion. Păi, fetele care sunt tauri. Și am spus. Ar putea să potrivească, spre exemplu, nu, cu Vlad, care este rac. Categoric între semnul taurului și semnul racului este compatibilitate. Așa. Mai avem leu, pești. Și cu leu se potrivește, da. Taurul fiind guvernați, deci fiind guvernat, deci taurul este guvernat de Venus, iar leu este guvernat de Soare și atunci sunt niște energii foarte frumoase, ambii dorind o armonie. Deci sunt foarte multe cupluri întâlnite și de așa de zi cu zi, formate din taur și leu și se potrivesc. Da. Mm-hmm. Și mai avem fecioară. Și cu fecioara taurul, bineînțeles, ambele semne de pământ, pragmatice, hotărâte să facă lucruri împreună, se potrivesc, sunt determinate. Radu, îndreaptă-te către fetele în zodia taur. Fecioara se potrivește cu peștii? Fecioară cu pești, da, având în vedere că ele sunt în opoziție, dar recomand foarte multă atenție, fiindcă întotdeauna semnele care se află în opoziție trebuie să aibă atenție și la elementele care le diferențiază, adică după 6 luni de zile cam pot ieși la suprafață și anumite elemente care sunt contrastante. Tu vorbești despre Radu și Alina pentru că ai văzut o apropiere și acolo, nu? Nu, am văzut... Sau cel puțin din partea lui Radu. Am văzut între Radu și Adriana. Eu am văzut și cu Alina ceva. Recent acum? Recent, da. Bine, nu, Alina este îndreptată către Alexandru, da. Dar asta nu înseamnă că altcineva nu poate să bată la ușă, da. Sunt la început, așa au fost și în sezonul întâi, la început. Era o fată cu un băiat, au fost 2-3 săptămâni, a intrat un băiat în casă, nu îl plăcea, vorbesc despre Viorela și Ștefan. Viorela avea relație cu altcineva, nu s-au mai înțeles și ea, din prietenie, a dat-o în relație. Și ulterior, adică acum este cu el de 3 ani de zile. Da. Dar în primele 2-3 săptămâni nu l-a băgat în seamă, adică nu a interesat. Din potrivă zicea, dar de ce nu-l cunoști? Îmi spunea mie, dar de ce nu-l cunoști? Așa sunt și fetele, pentru că sunt la început, nu se cunosc, nu știu. Dar eu sunt curioasă. Se potrivește balanță cu fecioară? Nu. Adriana cu Radu? Balanța cu fecioară este o conjunctură destul de sensibilă ca și cu parteneriat, având în vedere că trebuie făcut un compromis între aceste două semne zodiacale și de foarte multe ori ele au viziuni diferite asupra vieții. Din punctul meu de vedere este mai dificil ca aceste două semne să se potrivească. Am înțeles. Dar uite, mai am o curiozitate, pentru că am văzut că Adriana, ce ai văzut-o și tu, prima concurentă, a intrat cu foarte multă încredere în ea. Exact, da. Că ea este cea mai frumoasă. Că ea nu e în competiție cu nimeni, că nu vrea prietenie. Ți-ai fi dat seama că este zodia balanță după felul în care a spus? Da, fiindcă conjunctura de până acum a fost într-adevăr cu un Venus în semnul balanței și atunci pe aceste native balanțe le-a făcut să se iasă în față, să se afirme, să vor să pară că sunt și că se simt într-un fel. Iar întotdeauna balanța fiind guvernată ca și taurul de semnul Venus, da, planeta frumuseții și armoniei, considerăm că aceste native ca și nativele taur sunt semne care apreciază frumosul, esteticul și care într-adevăr pun preț pe aceste calități, categoric. Păi, eram la botezul la care am fost săptămâna trecută, verișoara mea este balanță. Doar eu cu ea eram, eu eram cu rochia neagră, cu sclipici, ea era cu rochia argintie, cu sclipici foarte mult, deci așa foarte, cred că ai și cel mai mult în evidență, mai mult decât mine. Prin felul care s-a aranjat și cu rochiță și cu totul. Și toată lumea a observat. Adică era magnetizantă, da. Așa ca persoană. Dar felul care a ales să se îmbrace. Pentru întotdeauna nativii balanță și bărbații și femeile o să remarci un parfum bun, că vine de la acest nativ. O cămașă asortată sau călcată impecabil. Un costum sau o roche. Da, și vezi și acum dacă stau să mă gândesc și Cristi, a doua zi, fratele meu,
la nuntă a venit cu un sacou cu sclipici albastru. Și la fel, ieșea foarte tare în evidență. Vrei să ții cont că o să vezi la evenimente și întreb ce zodie ești. Și hai să vezi. Măi, să știi că dacă o ascult pe Ana, mi-aduc aminte că aici la o altă emisiune, la Ștafeta Mixtă, am avut invitați pe mulți concurenți de la Survivor România și la un moment dat a venit și o balanță aici. Este vorba despre Marius. Mie de fiecare dată mi-a plăcut foarte mult cum s-a îmbrăcat Marius. Da. Felul în care s-a prezentat, cum se aranjează. Chiar o să-l invităm odată aici pe Marius. Vreau să văd dacă și el crede sau nu în zodii și să-l descrie Ana așa pe bărbatul balanță. Mie din ce spune aici parcă l-aș vedea pe Marius în stânga aici pe Cristian în dreapta. Da, au parcă o energie așa pozitivă. Da, transmit. Și aceste semne zodiacale, cum am spus, balanța și taurul în această toamnă-iarnă de sfârșit de an au de făcut alegeri importante, fiindcă vor veni parteneri din trecut și atunci se vor reedita povești și vor avea de făcut alegeri. Cu cine merg mai departe? Pe cine aleg? Opa. Deci că trebuie ce să parteneri ar veni lui Cristi și chiar și lui Marius? La Cristi nu știu. Dar la Marius suntem curioase. Da, trebuie să-l chemăm pe Marius. Uite, poate cât mai curând o să-l chemăm, pentru că vreau să-l descoasem puțin, să vedem ce ne zice. Da, și interesant. Și eu sunt curioasă. Și la Raci vor veni parteneri din trecut. Să stai liniștit. Fiindcă exact, deci Venus retrograd în Capricorn pentru Raci va însemna exact sectorul relațiilor. Și atunci recomand și celor născuți în semnul Racului să nu ia decizii sentimentale în perioada 19 decembrie-29 ianuarie 2022. Ai auzit, Bibi? Să nu iei nicio decizie sentimentală. Adică să păstrezi acolo, să te mai gândești, stai puțin. Să țin la cald. Da, merge, nu merge. Adică dacă merge foarte bine, nici așa să nu iei o decizie. Să rămâi în acea relație și să nu mai ieși cu fetele în oraș. Zodiile cele mai impactate vor fi Capricorn ascendent în Capricorn, Rac ascendent în Rac, Taur ascendent în Taur, Balanță ascendent Balanță. Adică să fii în aceeași zodie, să ai și același ascendent. Adică să nu ia decizii, decizii importante. Da? Și Claudiu trebuie să aibă grijă. Marilena Ileana Bocretaș, cred că i-am spus numele corect. Ileana, așa cum este cunoscută în casă, lidera casei, este Taur și este o fire pe cât de protectivă, așa cu, adică ea e foarte protectoare cu familia ei. Am văzut și o putere la ea, chiar o șefie acolo. Așa sunt femeile Taur. Bine, femeile Taur, din câte știu eu, se împart, zodia aceasta se împarte în trei decade. Iar femeile din această decade sunt diferite. Și poate ar trebui să le explici tu puțin celor de acasă, celor care sunt în această zodie, de ce există așa diferențe? Da, există într-adevăr diferențe, având în vedere că cele care sunt la început de zodie, ele sunt împrumută și caracteristici din semnul berbecului și atunci sunt mult mai mai incisive, sunt mai ele au calități de lider, vor să inițieze. Cele care sunt născute în luna mai sunt în zona de mijloc și atunci ele sunt într-adevăr niște persoane mult mai conservatoare, sunt mult mai axate pe ideea asta de a conserva, de a putea să fie un stâlp pentru familie. Iar cele care sunt născute cam la sfârșitul lunii mai sunt împrumută și caracteristici de la gemeni și atunci sunt mult mai curioase, mult mai dornice să călătorească, să cunoască, de cunoaștere, de diversitate. Sunt persoane care explorează mai mult ca să poată să trăiască, fiindcă foarte multe persoane împrumută și din călătorii și din experiențe tot felul de lucruri interesante pe care le aplică în viața de zi cu zi. Așa e, eu sunt mai... La prima parte a zodiei sunt eu curajoasă, și din berbec. Curajoasă, independentă, da. Individualistă, în ideea de mă impun așa, cele de la început, da? Da, da. Așa, sunt foarte curajoasă, într-adevăr. Uite, îi povesteam Bianca atunci când m-am întors de la Disneyland, că m-am dat în toate nenorocirile acelea de...
Mountain Rose, în condițiile în care muream de frică inițial. Dar am zis, domne, dacă eu n-am curaj, am ajuns aici și n-am curaj să mă urc în astea, degeaba am venit până în parcul ăsta. Am curajul și să trec și de la un domeniu la altul. Deci, nu știu, am avut mai mereu... Ce să te molezi? Da, le plac începuturile. Îmi plac foarte mult începuturile și provocările. Da. Dacă nu știu... ceva, vreau să văd dacă pot cunoaște, știi, dacă pot învăța cumva. Și cred că așa sunt și fetele din casă și le-am urmărit și am văzut o putere foarte mare la ele. Și apropo de ce spunea Bianca de parteneriate, Ileana, cea din Zodia Taur, l-a refuzat pe Nicolas, cel care este în Zodia Taur și el, dar... A deranjat-o faptul că n-a fost aleasă prima la dans de el. Da. De ce? Nu, că a dat cu zarul? Sau, nu a dat cu zarul. A făcut el, a avut el adică o decizie, o șovăire. Sigur, să zic că, uite, vreau pe Ileana. Așa s-a nimerit. Da. A ezitat. Da. Dacă a ezitat în fața unei femei Taur, ce se întâmplă? Da. E vorba că sunt foarte multe, deci având în vedere că noi avem și Mercur acum, care a intrat în ciclul de retrogradare în penumbră din 6 septembrie și totuși va sta până pe 3 noiembrie, va închide acest ciclu de retrogradare, în toată perioada aceasta, pentru foarte mulți, cu aceste planete în semnul balanței, da, un semn dublu, apar perioade de ezitare, momente de ezitare, adică vrem să luăm decizii, dar le amânăm, ezităm. Să plec, să nu plec, să vin, să nu vin, să nu-l aleg pe X. Deci, într-adevăr, există această dorință sau această idee de a amâna lucrurile, de a putea să le tergiversa. Deci așa este amprenta perioadei, deci din punct de vedere astral, într-adevăr. Probabil că și aceste decizii se vor lua, dar se vor lua undeva după ce aceste planete vor părăsi semnul balanței. Dar revenind la întrebarea mea. Dacă șovăi așa în fața unei femei Taur, ia-ți mai acordă o a doua șansă? El fiind sau nu? Taur? El fiind tot Taur, da. Într-adevăr, aceste două semne zodiacale nu sunt foarte compatibile pe termen lung, având în vedere că sunt cam la fel, au cam aceleași energii și nu prea se decid. Uneori Taurul are nevoie de cineva care să vină să-l ia din confortul lui, da, și să-i zică ok. Asta facem. Da, exact. Deci, deși Taurul este incisiv și face numai ce vrea el și cum vrea el, sunt și anumite momente când Taurul, intrând într-un confort, are nevoie de cineva care să-l stimuleze. Așa e. Care să poată să-i traseze direcția, dar nu într-un mod brutal. Da. Într-un mod să-i placă frumos, să-i convină cu binișorul. Și lui. Da. Da, e adevărat asta. De multe ori când cunoșteam un bărbat Taur, voia de la mine să preiau eu inițiativa. Dacă ziceam eu, da, s-a întâmplat. Dacă nu ziceam eu, nu. Da. Adică așa este, de foarte multe ori și un bărbat Taur te întreabă, vrei așa sau așa? Da, tu dacă lași baltă și zici, nu mai vreau niciun fel, păi nu mai e niciun fel. Sau fetelor, când vă cucerește un bărbat Taur și vine și insistă, să nu credeți că va insista la infinit, că așteptați degeaba. Da, așa e. Dacă vede că e refuzat, nu mai insistă. Deci încearcă o dată, exact. De două, dacă a văzut, nu mai, își pierde interesul. Exact. Are nevoie de o fată care să fie interesat de el. Și să hotărâtă, vadă. Puternică, care să știe să ia decizii, să poată să fie un bun strateg și cumva să-l îndrume, dar să-l îndrume nu într-un mod direct, așa, cu bățul. Da, hai. Să-l determine pe el să creadă că face pasul foarte bine. Da, și că totul pornește de la corect, el, nu de la cealaltă persoană, corect. Cred. Așa că deja dacă a șovăit... și Ileana nu se uită spre el, s-a terminat. Deci nici măcar n-a început nimic. Da, deci dacă la un Taur îi spui du-te, să duce. Da, e adevărat asta. Dar eu sunt curioasă de băiatul acesta. Care? De băiatul acesta, Claudiu. Care arată foarte bine așa la corp și la față. Dar este zodia Capricorn. Și foarte rezervat, într-un colț acolo. Adică dacă avea o zodie de, uite, cum este Duțu, Iacob. Ai văzut? Da. Sunt bracu, Leu. Deci n-a trebuit să-mi zică nimeni ce zodie, că eu mi-am dat seama, nu așa.
Și cum s-aranjează părul, că știu că părul frumos, freza, făcut, îmbrăcat. Coama leului, știi cum. Frumos, fața, tot aranjat, deci n-ai cum. Are un aer solar, leu, fiind guvernat de soare, luminează încăperea, adică ne avem de-a face cu o persoană importantă când intră un nativ semnul leului undeva. Într-adevăr, este o conjunctură totuși puțin dificilă pentru Capricorn în perioada asta, având în vedere că planeta Saturn care îi guvernează este în mers retrograd și din octombrie va intra în mers direct, deci probabil că după luna octombrie Capricornii își vor intra, cum să spunem, pâine și vor deveni mai stăpâni pe situație și pe ei, dar apoi va intra planeta iubirii în mers retrograd, iar pentru Capricorn la sfârșit de an pot apărea decizii relaționale sau anumiți parteneri care se întorc din trecut. Da, așa sunt ei, asta e o caracteristică a lor, că sunt mai ei rezervați. Sunt sobri, sunt rezervați, fiind guvernați de Saturn, ei întotdeauna apar ca un semn sobru, un semn office, business, un semn care nu tolerează vulgaritatea, nu tolerează prea multă distracție, prea multe râsete, prea multă bufonerie. Ei sunt oameni foarte serioși. Ai văzut, e foarte serios la locul lui, nu scoate cuvinte nepotrivite. Da. Pe gură, nu. Așa este. Dar sunt mai încrezuți, dacă ar fi să vorbim pe românește? Sunt oameni ai timpului, sunt oameni care se încadrează și pentru care noțiunea timpului înseamnă foarte mult. Sunt oameni exact cum sunt și alte semne zodiacale care se coc mai târziu. Sunt bărbați care își arată, cum să spunem, mai târziu maturitatea sau responsabilitatea. Ei în timp cresc și se maturizează, se responsabilizează. Trebuie să aibă cineva foarte multă răbdare să-i aștepte să se coacă. Ei întâi se axează pe carieră și apoi să gândesc la viața de familie, Capricornii. Dar uite Codruț. Codruț este în zodia Pești. Și a susținut că i-a plăcut din sezoanele trecute de Roxana, Simina și Simona. Cel fiind zodia Pești, a fost atras de Roxana, care este gemeni, Simona Berbec, iar Simina... Leu, cred. Leu. Da, cel mai bine s-ar fi potrivit cu Simina, cu Leu. Cu gemenii nu se potrivesc peștii, având în vedere că este o relație în timp toxică și nu se potrivesc nici cu Berbecu. Dar l-a atras. Le plac bărbaților pești provocările? Le plac, în general le plac femeile pe care nu le pot avea atât de ușor. Și le plac femeile puternice la semnul peștilor. Păi așa, au nevoie exact de cineva dominant. Da, exact. Cristina, care să-i domine. Da. Ei împrumută exact ca apa. Apa când o punem într-un vas, ia forma vasului. Așa și cu semnul peștilor. Împrumută din energiile celor din jur. Așa, și stă într-un colț și el în acvariu și trebuie să iasă de acolo. Păi de asta se potrivește Cristian Jitaru și cu Mona. Da? Se potrivesc, da. Datorită faptului că ea este o femeie puternică și atunci el se... Puternică se tot, și, da. Și ea îi trasează lui direcția, vezi, face așa, da, dacă da, nu face așa... E Capricorn. Capricorn. Da. Și mai rău. Da. Și atunci acolo este o potrivire foarte, foarte bună, fiindcă bărbatul pești, în general cei din semnul peștilor, au nevoie de persoane cu care să construiască ceva, optimiste, pozitive, care să vadă soluții, să vadă rezultate, să vadă ceva palpabil. Să zică, ieși omule din povestea ta și din toxicitatea acestei trăiri sau povești, lasă povestea în spate și hai să facem treabă. Să mergem mai departe. Da. Apropo de Mona și Jitaru, s-au împăcat și mă bucur foarte tare. Cred că am avut și eu un mic aport prin emisiunile pe care categoric, noi am și discutat aici despre acest aici. Cuplu și am spus că se împacă. Da. Am transmis un vibe pozitiv către ei și mă bucur foarte tare că sunt împreună, iar săptămâna viitoare vor veni aici în studio să vorbească despre modul în care se înțeleg acum, după acea ruptură din urmă cu câteva săptămâni. Dar ea a fost foarte puternică și a reușit să-l magnetizeze din nou pe bărbatul pești. Cu siguranță, da. Ea probabil a avut nevoie, dar eu sunt curioasă și de Monica. Dacă s-a împăcat cu Pink. Mr. Pink sau cum îl cheamă? Nu știu. Încă informațiile sunt că ea e în Dubai, nu s-a întors în America.
Vom vedea și acolo ce se va întâmpla, dacă vom vor reveni sau nu împreună. Vom vedea după luna octombrie, când planeta Saturn își va relua mersul direct, care îi guvernează pe Capricorni și pe Vărsători, fiindcă Vărsătorul este guvernat de două planete, Uranus și Saturn. Hai, țin minte zodie. Eu uitați, nu știam ce zodie. Da. Măi, Ana noastră este o enciclopedie. Dar cum este bărbatul Scorpion? Scorpion este Alexandru, am mai vorbit despre el, că ar putea să aibă o relație mai frumoasă, să înfiripă ceva acolo cu Alina în Zodia Pești. Bărbatul Scorpion este interesant Scorpion pentru este femei? Bărbatul Scorpion este exact protagonistul poveștii de toamnă, exact care am spus-o la începutul acestei emisiuni. Deci vine, te vrăjește, Scorpionul, exact ăsta este verbul, a vrăji al Scorpionului, te vrăjește, te seduce, vrea toate bunurile la comun ce deții. Se duce și se adică totul duce sau nimic. Așa? După care te părăsește și rămâne dezamăgit că el nu este iubit. Cam asta este povestea cu Scorpionii. Dar vezi că el a fost înșelat după o relație de 4 ani. Oare da, de ce? Acum noi nu știm ce se întâmplă acolo. Dar tiparul de poveste cu acest semn zodiacal sau care îl preferă acest semn zodiacal este de foarte multe ori și unul al trăirilor intense, dramatice, sadomasochiste. Adică avem acolo trăire din plin, suferință. Dusă la extrem, exact. Așa este. Dar sunt și foarte familiști pe de altă parte. Într-adevăr. În posesivitatea lor, am văzut foarte mulți bărbați Scorpion, am și cunoscut, am și printre prietenii mei și mi se par mai posesiv decât alte semne zodiacale. Există într-adevăr și foarte multă suferință și pasiune acolo. Da, fiindcă semnul Scorpionul, într-adevăr, când vine într-o relație, se spune și când se naște un nativ Scorpion într-o familie, se spune că în acea familie acolo începe drama, încep tensiuni, încep riscuri financiare. Deci semnul Scorpionului niciodată nu este un semn liniștit. El se încarcă din această energie, din adrenalină. Și din... ne liniștește și pe ceilalți. Bineînțeles, de când categoric. E copil, fiindcă din moment ce eu vreau totul sau nimic, este clar că tu vii la pachet cu tot ce deții. Și cu trăiri, și cu emoții, și cu resurse, și cu bani. Se potrivește cu o femeie Taur din casă? Scorpionul se potrivește cu Taurul, fiindcă vorbesc aceeași limbă, sunt pe aceeași axă financiară și de putere, în care Taurul construiește. Marinescu și, și Maria. Maria, da. Taurul construiește, iar Scorpionul vine cu ideea asta de putere, adică eu dețin puterea. Și împreună, într-adevăr, dacă pot să treacă peste niște gelozii, peste niște manipulări, peste niște idei fixe, fiindcă fiind semne fixe, ei au niște idei fixe despre cum ar trebui să meargă o relație. Ei pot genera un cuplu foarte stabil, Scorpionul cu Taurul. Păi asta a spus, spuneau toți concurenții, că ea este foarte geloasă. Foarte geloasă. Și el mai libertin. Dar ea într-adevăr și vrea să-i umple telefon și lui nu prea... Este acolo, este un mix, așa, este un mix, dar ambelor semne le place, Taurul îl scoți un pic din confort și simte că trăiește, Scorpionul este plin de mister și de foarte multe ori și Taurului trebuie un pic de mister că se plictisește altfel. Adică și fac și împreună construiesc, adică sunt ambii pe sectorul ăsta financiar și atunci se și vede ceva, că ambilor le place să se vadă ceva, adică nu suntem... Adică le place să rupă inima târgului, cum se spune, gura târgului. Dar se aude că s-au despărțit. Așa? Nu știu dacă ai citit. Eu am citit informația asta că Marinescu s-ar fi despărțit de Maria, dar mi-amintesc că aici la noi pe canapea... N-au trecut prea multe zile. Duminica trecută povesteau un lucru care pe mine m-a... Nu știu, m-a pus pe gânduri atunci când am citit știrea. Ea ne-a zis că trebuie să plece în Republica Moldova.
Da. Ne-a povestit că are o afacere pe care vrea să o deschidă aici, în România, și e neapărat nevoie să ajungă acasă la ea, să-și pună lucrurile la punct și să se întoarcă aici cu o colecție de traininguri, din câte îmi amintesc eu. Și poate această despărțire să fie și din cauza asta, să nu fie cea pe care o trâmbițează cei din casă. Acum, eu pun și lucrul ăsta înainte, da? Da, e adevărat, așa cum spui tu. Având în vedere că luna neagră încă se află în semnul gemenilor și se va mai afla, până pe 14 aprilie 2022, orice informație trebuie verificată din trei surse. Așa. Vezi? Până să o declarăm adevărată. Așa. Întotdeauna trebuie să fie verificată din trei surse. Eu merg încă pe această relație, poate mă înșel. Poate s-au despărțit, poate nu s-au despărțit. Dar sper să fie, speranța mea este că ea s-a dus în Republica Moldova doar pentru a-și face acele ținute cu care să rupă gura târgului aici. A zis că o să vină la noi, o să le prezinte pe toate. Și pentru a fi și noi mai bine informate, o să-l chemăm pe Marinescu aici. Poate chiar săptămâna viitoare și o să-l întrebăm ce se întâmplă în relația lor, să ne spună el cu subiect și predicat. Ce zici, Bibi? Da, sunt de aceeași părere cu tine, pentru că, așa cum a spus Ana, verificăm din trei surse, dar mai bine e direct de la sursă. Exact. Pe tine te-au durut vreodată informațiile care poate nu erau reale? Nu. Nu? Nu, pentru că am fost conștient atunci când voi deveni oarecum cunoscută că vor fi fel și fel de zvonuri. Adică erai pregătită mental, vrei să... Nu mă afectează. A fost o singură chestie care m-a deranjat mai tare la un moment dat, dar atunci, pentru că am căzut eu într-o capcană, am fost în centru vechi. Era iarnă, am intrat era un club, era foarte frig și mai era 5 minute până să vină taxiul. Mai erau. Și... am intrat acolo, eu nu știam ce fel de club este, erau manele. De fapt, era un club de striptease, dar eu nu am știut. Și am intrat acolo, și patroana a venit la mine, m-a cunoscut, a venit la mine și mi-a spus: a, uite, hai să servești un pahar și să facem o poză. Și am făcut poză, eram cu verișoara mea, mi-a făcut poză și zilele următoare am văzut articole, cum că eu mi-am petrecut toată noaptea în acel club, și că eu sunt că am o altă orientare sexuală, adică îmi plac fetele, mai pe românește, și eram așa, adică cum să faci lucrul ăsta? Și a folosit de poza pe care am făcut-o noi, adică a fost foarte urât. Foarte urât, așa cum se mai practică. S-a făcut reclamă la clubul respectiv, dar nu am înțeles de ce, pentru că eu nu mi-am petrecut timpul acolo. Dar nu m-a deranjat așa, să zic, râdeam. Mă rog, te amuzi așa. Îți rămâne în memorie unele lucruri. Știu ce înseamnă că fiecare dintre noi mai trecem prin astfel de experiențe și câteodată te amuzi, dar te amuzi amar, așa. Mai treci și zici: Doamne, cât poate să fie denaturat adevărul în unele cazuri. Exact, exact. Da, dar mai bine să ignor, că nu mai bine ignor, ignoranța este cea mai bună în astfel de situații, consider eu. Cam așa spui tu că stau lucrurile pentru bărbatul Scorpion, așa stau lucrurile și pentru Alexandru, nu numai pentru Marinescu. În această perioadă este posibil și el să facă o relație cu Alina, dar să nu se grăbească, să nu ia nici el decizii, să fie acolo mai atent la ce se întâmplă. Noi o să ținem cu fetele, eu țin cu fetele. Toate fetele din casă trebuie să fie cu ochii în patru și să nu se grăbească. Nu? Da, așa este. Și să trăiască experiența exact așa cum este, fără să gândească la ce vor spune oamenii, să își spună părerile, să încerce să cunoască pe fiecare băiat, să dea o șansă, pentru că au fost atâtea cupluri care s-au format, să nu zic din greșeală, dar neoferindu-se de la început șansa aia. Da, că trebuie să stai să cunoști omul, să-i cunoști pe fiecare în parte, să vorbești, să vezi dacă ai... Adică sunt cupluri, cum a fost Simina cu Alex, erau prieteni, nu le-a dat nimeni, nu că nu le-a dat nimeni o șansă. Inclusiv ei nu au crezut.
la început, că va fi atât de, va ajunge atât de departe. Cum ziceam de Viorela și Ștefan, n-aveau nicio treabă la început, pe parcurs au devenit și acum după 3 ani deja. Și Mari cu Robert la fel. Ei... Și Mari cu Robert la fel. Sunt cupluri care acum sunt foarte frumoase și da. Noi ne bucurăm să-i vedem fericiți. Eu chiar mă bucur pentru toți, chiar dacă am avut discuții. Eu mă bucur pentru că dragostea ne schimbă. Da, și face mai bun. Uite, măi, de simt și eu nevoia să fac și eu tot așa o remarcă, având în vedere că foarte multe articole, așa din ce am mai citit și eu, foarte multă lume scrie de foarte multe ori, mi-am pierdut jumătatea, nu mi-am găsit jumătatea, îmi caut jumătatea. Nu există o jumătate, există exact. Mai multe jumătăți, exact. Deci noi toți am venit întregi și suntem întregi, nu ne lipsește nimeni, nimeni nu ne completează. Dacă era jumătatea ta, nu pleca. Adică nu trebuie să avem în vedere că dacă am pierdut un partener sau pe cineva, să considerăm că mi-am pierdut iubirea, mi-am pierdut jumătatea. Nu. Fiecare om care a venit în viața ta și care va veni, te-a completat și te-a adus unde ești în acest moment cu adevărat și cum ești tu cu adevărat ca om. Iar din punctul respectiv va veni o altă persoană care te va conduce până la un alt nivel. Deci suntem întregi. Trebuie să rămânem așa, iar o persoană care ne completează sau cu care venim în comun într-un parteneriat până într-un punct, este o persoană cu care trebuie să fim mai bucuroși, mai frumoși, mai voioși, mai plini de viață și să facem lucruri frumoase. Astea sunt relațiile care, într-adevăr, ne fac să zâmbim și, cum a spus și Cornelia, iubirea și tu, Bibi, da. La fel. Da, într-un fel iubirea se construiește, nu e de la început. Nu există, te iubesc exact. Cum te iubeam la început. Nu, te iubesc mai mult acum decât te iubeam la început, pentru că te cunosc mai bine. Și sunt foarte curioasă ce cupluri vor fi. Așadar, să nu vă lăsați, dragile mele și dragii noștri telespectatori, manipulați, șantajați cu acest Venus în Scorpion, deci perioada 10 septembrie, 8 octombrie, sau în tot felul de compromisuri băgați, că dacă nu așa se termină, că dacă nu pe dincolo se termină. Lăsați-i să plece. Cine vrea să plece din viața voastră, drum bun. Drum bun, așa să se întâmple, fiți... Fiți voi și nu lăsați de la voi ca persoane. A fost foarte interesant ce ai povestit tu, Ana, astăzi și ce am vrut noi să aducem în discuție. Vom vedea și ce cupluri se vor forma la Puterea Dragostei în sezonul 4. Noi le vom discuta aici la emisiunea Totul despre Puterea Dragostei, dar le vom analiza și din punct de vedere al astrelor împreună cu Ana. La finalul emisiunii, ca de obicei, vreau să văd dacă perioada aceasta înșelătoare își pune amprenta și pe acest weekend. Povestește-ne, Ana, ce se va întâmpla cu fiecare zodie. Într-adevăr, în această săptămână, pe 7 septembrie, am găzduit o lună nouă în semnul Fecioare. Este o lună nouă care se află în trigon cu Uranus. Uranus retrograd în semnul Taurului până în ianuarie 2022. Ce înseamnă asta în traducere? Schimbare. Deci tot ce vreți să eliberați, să schimbați, să aruncați și nu vă mai folosește, puteți să le aruncați, puteți să vă eliberați de tot, fiindcă fiecare în această perioadă vrem schimbare, vrem lucruri noi și acestea se vor vedea și în plan profesional, dar și în plan personal. Dacă începem cu berbecul, în acest weekend berbecul simte nevoia de odihnă și le recomand și eu celor născuți în acest semn să se odihnească. Pentru Taur sunt foarte multe momente frumoase de conexiune cu partenerul, de redeclarare a dragostei pentru cei care simt nevoia să facă asta, iar pentru alții care mai au de lucru sau treburi, le vor finaliza în acest weekend. Pentru Gemeni recomand foarte multă atenție la muncă și la partea de sănătate. Probabil foarte mult simt nevoia să se odihnească, să se relaxeze sau simt nevoia să facă un detox pentru cei care pot și doresc să ia în considerare și această sugestie. Pentru semnul racului este un weekend romantic, așadar va fi cu poezie, cu declarații, cu pișcoturi, cu șampanie pentru cei care încă sărbătoresc alte evenimente. Pentru semnul leului se anunță bani, deci leii sunt focusați pe planuri și demersuri financiare și probabil că îi vor angrena și pe cei dragi. Pentru semnul Fecioarei sunt foarte multe proiecte noi, sunt idei de business și atunci nu se vor lăsa mai prejos. Pentru semnul Balanței și pentru aceștia se întrevăd câștiguri financiare și ei sunt puși pe schimbări și doresc foarte multe îmbunătățiri. Pentru semnul Scorpionului sunt foarte multe demersuri legate de lucrurile lor de suflet, deci vor fi mai secretoși scorpionii și nu vor mai da foarte multe explicații celorlalți. Pentru semnul Săgetătorului este un moment de respiro, de odihnă și de reculegere. Poate foarte mulți au călătorit sau foarte mulți sunt și obosiți de acest tranzit al relațional.
pentru Capricorn este un succes, deci ei lucrează așa în culise și vor culege și roadele în acest weekend. Pentru Vărsător sunt foarte multe proiecte și demersuri, iar foarte mulți vor lucra și vor termina ce au început. Iar pentru Pești sunt momente de intimitate cu partenerul, iar alții vor călători și vor face niște drumeții. Ia uzi. Hai că nu e chiar atât de rău, nu e așa, Bibi? Da, interesant. Nu, o săptămână viitoare va fi cu foarte multe schimbări și chiar de acum vreau să atrag atenția unei conjuncturi luni, marți, 13-14 septembrie, o opoziție între Soare și Neptun. Nu credeți ce vedeți și nu auziți tot ce vi se spune. Să credeți doar ce vedeți aici, la Wowbiz. Mulțumim mult, Ana. A fost o ediție interesantă, Bibi. Da, mi-a plăcut și mie. Care mie mi-a plăcut foarte mult. Am fost așa, noi toate trei în fața dumneavoastră și am discutat ca între fete. Așa vom face lunar, o să mai găsim câte o ediție în care să fim doar noi și să povestim despre astre și cumva despre fiecare zodie în parte. Eu vă urez amândouă un weekend frumos. Mulțumim, și peștelui și racului, mai ales când am auzit eu aici că mai e cu șampanie. La tine cu voi sunteți sărbătoriți. Te liniștești, te odihnești. Da, cu declarații, ne-ai văzut ce a spus la Taur, că trebuie să-mi declar sentimentele. Poate asta o să fac, deși nu prea fac eu de obicei. Consider că faptele sunt mai importante decât vorbele și cred că și dumneavoastră considerați la fel. Să aveți un weekend frumos și să ne scrieți pe adresa noastră de YouTube dacă așa s-au întâmplat lucrurile în acest weekend cu dumneavoastră sau cu partenerii dumneavoastră. O seară bună, la revedere! La revedere! Vă pupăm!